Salut! Astăzi abordăm un subiect foarte, foarte important din perspectiva multor alergători amatori și nu numai. Ce, cât și când să mănânc înainte, în timpul și după alergare? Am preluat întrebarea exact așa cum am primit-o. Ce este interesant, de multe ori, sau de cele mai multe ori, gândul nostru zboară către mâncare, mai puțin către hidratare și mai puțin către respirație. Din punct de vedere, ordinea acestui fie invers. Respirația, modul în care respirăm, ar trebui să ne preocupe cel mai mult, pentru că fără oxigen putem trăi probabil maxim 3 minute, fără a ne hidrata vreo 3 zile și fără să mâncăm vreo 3 săptămâni sau chiar mai mult. Dar revenind la acest subiect, dacă ne referim la ce, cât și când, cred că cel mai important este când mâncăm. Pentru că referitor la ce mâncăm, aici sigur este o plajă foarte largă de alimente. Fiecare are preferințele lui culinare. Sigur, sunt niște principii pe care vi le împărtășesc cu drag în resursele video din programul 42 ca roșu, de la canapea la maraton în 4 luni. Și acolo intrăm în detalii. Dar vorbim de carbohidrați, proteine, grăsimi. Dar pentru astăzi o să insist mai mult pe când mâncăm exact, deci care ar fi momentul optim înainte și după alergare. În cazul meu, totdeauna când am un antrenament, prefer să mănânc ceva înainte de acel antrenament, chiar dacă este unul scurt. De ce? Pentru că dacă intrăm cu burta goală sau cu stomacul gol în antrenament, corpul își va folosi rezervele. Și atunci prefer să mănânc, în cazul meu, niște fructe, că e vorba de un măr, eu știu, 2-3 caise sau o banană sau orice fruct de sezon. Sigur, acum nu înseamnă să mănânci un pepene sau eu știu ce, un ananas întreg. După care, asta se poate întâmpla pentru că de cea mai multe ori mă antrenez dimineața, la prima oră, nu-mi permit luxul ca la un maraton sau la o competiție importantă de a mă trezi cu 3 ore mai devreme și de a mânca, nu știu, de a avea o masă consistentă astfel încât să-mi ajungă pentru primele ore ale cursei și atunci se întâmplă de multe ori să mănânc în drum spre antrenament sau chiar în timp ce mă încălzesc, mai iau o mușcătură dintr-un fruct. Mai important decât ce mănânci înainte sau în timpul unei alergări sau unui antrenament obișnuit, este când mănânci exact la finalul antrenamentului. Ce interesant, nu spun doar eu, ci studiile, s-a dovedit că este foarte important să mănânci imediat după ce ai terminat antrenamentul. Imediat înseamnă în primele 5 minute, dacă poți, maxim 10. Pentru că în momentul în care termine antrenamentul, corpul are nevoie de carbohidrați, are nevoie de aminoacizi. Și dacă tu nu-i dai în primele minute, el din nou va intra în rezervele organismului. După care, în momentul în care tu începi să mănânci după o oră, două, când îți amintești, după ce ai făcut trei dușuri, trei băi, te-ai îmbrăcat, te-ai machiat, dacă ești o reprezentantă a sexului frumos, deja corpul, luându-și din rezervele, se va gândi, ce să fac cu mâncarea asta? Păi să o depozitez. Cum să o depozitez? Pe sub formă de grăsime. Și uite așa, același aliment poate acționa diferit asupra corpului în funcție de momentul în care îl consumi. Așa că recomand cu căldură să aveți pregătită nutriția, astfel că de îndată ce terminați antrenamentul să dați pe gât. Sigur, există băuturi pentru sportivi, sunt foarte ușor de preparat, da, sunt shake-uri, dai pe gât și ai rezolvat. Sau îți pregătești propria băutură. În resursa despre nutriție din 42 ca roșu dau astfel de rețete și lucrurile sunt rezolvate. Ideal este să mănânci după efort ceva care să digere foarte rapid, pentru că dacă mănânci o friptură după un antrenament, până se digeră și până primești tu tot ce ai nevoie de acolo, deși nu sunt un fan al consumului de
de produse de origine animală, până primești tot ceea ce ai nevoie, trec multe ore și atunci nu-ți mai folosește în mod deosebit. Cam asta a fost pentru astăzi. Revenim mâine cu un alt subiect. Pe curând!